fața președinției, nu-i voie să treci pe strada 4 serii. Dacă ești om de rând, numai boierii poate să treacă. Și pentru că unul s-a băgat, polițistul l-a întors și l-a trimis înapoi, cu spatele. Ce ar fi rezervată boierului strada asta? Noi destul că și-au pus gard la președinția reparată de turci. Dar și interdicții de acces pentru oamenii de rând. E adevărat că așa au fost și pe timpul celorlalți președinți, dar el, socialist fiind, putea să schimbe. Să nu-și bată joc de oameni. Mă merg că n-o scos drapelul european de pe clădire. Bine, aici e doar biroul de audiență, mă tinc, al președintelui Parlamentului. Dar și zâna greceană era obsedată. Și dincolo biroul de audiență pentru Dodon. Poarta pe care intră și iese cortegiul oficial al președintelui. Și aici e sala de audiență. Fără drapel european. Și dincoace SPP-ul. Strada ocupată de mafie. Mafia întreținută din bani publici. Cum de n-au închis accesul și pe cealaltă stradă? Maria Cebotari. Și pe acolo intră oamenii la președinție. Li s-a făcut milă.